Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e Virgil Ogășanu, un actor care de peste 60 de ani a jucat și continuă să joace. Cam așa e. Publicul iubește alergătorii de cursă lungă, rezistenții, învingătorii, supraviețuitorii. Și iată, ați supraviețuit, deși am auzit că ați trecut printr-un COVID deloc ușor. Da, toată familia am participat la acest COVID. Pe rând sau toți împreună? Toți odată. Suntem o familie, și la bine și la rău. Deci familia însemnând dumneavoastră, soția dumneavoastră, actrița Valeria Marian Ogășanu și fiul dumneavoastră, Mihai, care e muzician. Da. A lucrat cu Loredana, știu, mai lucrează cu Loredana? Mai lucrează, da. Mai lucrează. Și acest trio fantastic s-a îmbolnăvit în aceeași zi? Da, în aceeași zi am chemat salvarea și au constatat că avem COVID și ne-am urcat în mașină și direct la spital. Am avut noroc, mare noroc, am dat peste niște oameni deosebiți și care ne-au îngrijit așa, parcă făceam parte din familia lor. V-au internat pe toți trei în același salon? Da, și după aceea eu am ajuns la reanimare. Eu am fost cel mai afectat de boală, apoi am făcut o infecție nosocomială, cum se numește, din luată spital. Din spital? Partea grea a fost după. O respirație greu. Oaie, nu puteam să merg mult. Oboseați de la plămâni. Da, dar le-am depășit cu calm, cu încredere. Am stat la țară cât am putut de mult și mi-a prit. Deci v-ați revenit total? Nu chiar total. Cum se spune înainte, parțial color, cam așa. Da. Știu că ați declarat undeva că sunteți fericit, că ați depășit bariera celor 80 de ani, că asta vă dă o stare de bucurie, că ați atins vârsta asta de recunoștință. Știți ce este un bătrân? Un bătrân este un tânăr care a avut noroc. E bună. Această profesie te vindecă. Actoria vindecă, teatru vindecă. Dumneavoastră ați făcut Răutăciosul adolescent, 68, și mă gândeam un titlu bun pentru emisiunea noastră ar fi, vi-l propun, nu știu dacă o să-l acceptați, da. Răutăciosul octogenar. Ha, foarte frumos. Octogenar sunteți, dar nu știu dacă o să acceptați să fiți răutăcios. Fiind actor, pot să accept. Dacă e o sarcină, gata. Sinceritatea după dumneavoastră implică o doză de maliciozitate? Pentru că v-am văzut că în general vorbiți bine de oameni, ăla-i cum să cade, ăla-i bine, ăla-i nu știu ce. Prietenii mei au fost oamenii cu care m-am înțeles așa din priviri. Este extraordinar. Din privire cunoști un om imediat sau de la mână. N-ați văzut când dai o mână cu cineva și are o mână moale? Gata, l-ai citit. Și ce te faci cu prietenii pe care, cum să spun, vin un moment când nu-i mai ghicești dintr-o privire? Pentru mine, prietenii au fost foarte bine aleși. Mai mult de jumătate sunt pe alte orbite. Orbite celeste sau celeste, orbite transoceanice? Celeste. Că știu că aveți o soră în America. Asta nu e prieten, e soră. Nu v-a fost prietenă? Surioara mai mică? Da, și prietenă, dar e soră. Prietenii ți alegi. Rudele nu. Sora dumneavoastră, ce meserie a făcut? Sora mea a fost desenator tehnic, a lucrat foarte mult la hidrocentrala de la turnul Severin, de la porțile de fier. A plecat întâi în Grecia la rude, cu invitație, cum se făcea atunci, și de acolo a plecat la Viena și din Viena până... Cam în ce perioadă? În anii... 85. A fugit. Da, a fugit. Și fugind, v-a plantat o ușoară tinichea de coadă sau nu? O vagă cu tinichea. Eram în perioada aia secretar de partid. Și asta a fost singura chestie, că plecând. Și v-a prins, fost. V-a plecat sora chiar când erați în funcție, ca eram să zic așa. De două luni. Și m-a dus și le-am spus, zic, că n-are rost pentru că sora mea a rămas în străinătate. Și v-ați dat demisia? Nu mi-am dat demisia. V-au dat afară. S-a șters. A venit... Ați scăpat. În cinema. Fusese Toma Caragiu, secretar de partid la teatru, fusese Octavian Cotescu, Besoiu, Muri, toți au venit, Irina Petrescu. Și Irina Petrescu a fost? Da, da, da. De ce erau actorii importanți secretari de partid? Pentru că deschideau uși. Să ne întoarcem la turnul Severin.
orașul Turnul Severin era considerat, până a se construi hidrocentrala de la Porțile de Fier, orașul pensionarilor. Era un oraș liniștit, frumos, cu flori, cu arbori, cu parcuri frumoase, cu o nebunie era. De exemplu, eu când nu vreau să mă duc la școală, să chiulesc, cum se spune asta, aveam două locuri. Ori mă duceam la film sau la Dacale, era cel mai sigur. Pe insulă, da. Vorba lui Sorescu, unde fugim de acasă. Unde fugim dumneavoastră de acasă. Fugeați pe Adacale, era mare insula. Ah, era mare, era frumoasă, avea o cetate. Ce făceam? Luam dulceață, avea o dulceață de smochine, o nebunie. Locuiau turci acolo? Da, și era și o fabrică de țigări, Mărășești de Adacale. Și pentru că începusem să fumăm pe vremea, ne duceam la fabrică și ne dădeau țigări, dar netăiate, ca un tub. Ah, un șir nesfârșit. Da, șirul înfășura pe nici așa și veneam acasă și le porționam. Asta e o secvență feliniană. Și Adacale a suferit când s-a scufundat insula? Cum s-a dat toată lumea. Orșova toată a fost, că și Orșova veche a fost mutată și au luat morții. Și au dus în cimitirul nou, înființat acolo, toți și-au scos. Și până s-a acoperit cu apă. Și Adacaleu au luat de acolo cetatea, au demolat-o, au avut grijă și au mutat-o pe o altă insulă, la Șimian, mai încolo, da, tot da. Pe Dun. Dar nu mai... S-a distrus parfumul originar. Da. Și eram aproape de sârbi, pentru că eram vis-a-vis de Iugoslavia, despărțiți doar de Dunăre. Aveam pe buletin scris locuitor al fâșiei de frontieră interzisă. Era perioada în care Iugoslavia, Tito, se certase cu Stalin și era socotit călău. Aveam panouri mari în oraș, călău Tito Rankovici, cu bardă plină de sânge, cu nebunia asta și razii și să nu fie trădător pe acolo. Era exact în vremea adolescenței dumneavoastră, da. Că v-ați născut în 1940, ați făcut războiul copil și pe urmă a venit... 50 și ceva a fost nebunia lumii. De exemplu, n-am putut să ajungem la Dunăre pentru că se reamâna, era minat tot, erau grăniceri acolo. Încercau oameni să fugă pe Dunăre? Nu, și omorau. Când s-a schimbat regimul, erați la școala primară? Da, în 47. Și profesoara, o doamnă foarte drăguță, înaltă, super, doamna Frumușanu se numea. A zis, vă rog frumos să rupeți primele de două pagini cu regele și cu mama regină și să le aduceți la capete de rânduri la mână. Dar rog frumos, că ne-am gândit că le înrămează, că le face ceva frumos, frumos. Și le-am adunat și a venit, le-am pus pe ea. Și noi aveam încălzire cu lemne, sobe la Săderin. O sobă veche, era o clădire veche. Și le-a luat, a deschis ușa de la sobă și le-a aruncat în foc pe toate. Și a făcut o vâlvătaie și toată clasa a scos un țipăt, un șoc am avut. Și a doua zi eram în repere. Așa a fost trecerea. Și nu bănuiați atunci că o să deveniți ceea ce se cheamă un urmaș al lui Charlot. Nu vă trecea prin cap. Dar pe Charlot l-am văzut de bani. Și când v-a apărut ideea? Oamenii mi-au spus... Mai tu ar trebui să dai la teatru. Noi am avut acolo un cerc de amatori. Nici nu aveam o echipă de teatru stabilă în Turnul Severin. Rar veneau turnee, Craiova fiind cea mai aproape de la teatru. Sau de la Reșița. Vă duceau cu școala. Ne duceau cu școala, iar la film, pentru că pe strada mea era cinematograful, eram prieten cu cel care era operatorul, care dădeam la film, erau aparatele vechi, care erau cu cărbuni. De proiecție, da. Și? Vechi, mă, de tot, niște roți mai... Și îmi dădea locul pe un scaun acolo și mă uitam pe gemulețul ăla până se făcea proiecția la celălalt aparat că se schimba de la... Și vedeam filmele. Fratele tati zice, măi, am auzit că vorbesc cu oamenii că vor ca băiatul tău să dea la teatru. Băi, fii atent, tu vrei să-l faci circar? Asta era mentalitatea provinciei atunci. Fratele, ce meserie făcea? Profesor de geografie. Tata însă era un om deschis, dar mama în special vrea să merg la teatru. Mama mea era grecoaică și a venit în România, a fost înfiată de o rudă de-a părinților ei din Grecia, pentru că nu aveau copii. Cum o chema pe mama? Pe mama o chema Stavrula Giumacas. Stavrula este diminutivul de la cruce, Stavros. Stavros e cruce. Stavrula e diminutivul, cruciuliță. Deci la cadre când dădeați cu subsemnatul și... Greu de tot. Tata... Constantin. Tata Constantin, mama... Stavrula, dar știam reacția Constantin. Și mama Stavrula.
imediat. Da. Mama era casnică? Mama era casnică. Și a fost fericită că fiul ei a devenit circar? Era fericită mama. Acum, și acum am acasă tot ce a apărut în presă, până și în programul radio, TV, dacă unde apărea, apărea ceva, numele Ogășan? Tăia și le am toate într-un catalog de cu tot ce a apărut în presă despre mine. Absolut tot. Tot, tot. Și două vorbe, dacă le avea. Le am într-un sac, da. Mama. Câți ani a trăit? Mama a trăit 87. Știam că e rău și am vorbeam la telefon destul de des cu ea. Îi trimiteam foarte multe CD-uri cu piese de teatru. Ea era o mare iubitoare de teatru radiofonic. Eu am făcut foarte mult teatru radiofonic. Este 4.000 ceva, nu știu, în film. Și îi trimiteam CD-urile și pentru că nu vedea, asculta piesele. Și mi-a spus ora mea, zice, să ne pregătim pentru că... Și ultima oară, când am vorbit cu el la telefon, avea o voce foarte scăzută așa și a spus, era ziua ei, 15 iunie. Dumneavoastră sunteți pe 17, parcă, da, nu? Da, iunie. Și zic, mamă, la mulți ani, ce faci? Și a avut o voce cum n-a avut-o niciodată, că era o voce mică, bolnavă. Și ce faci, cum te simți? Sunt bine. Foarte tonică, dar o voce care m-a șocat. Și la vreo câteva ore n-a vrut să fie incinerată și a trimis-o. Și a venit cu avionul și a făcut avionul, n-a ajuns când trebuia să ajungă la Otopen, a venit după 4 zile. 3 zile și ceva a stat prin Cioslovacia, printr-un asta, o gara de mărfuri de acolo și după aia a venit și când m-am dus eu de la mărfuri de la Otopen de acolo, zic, am dat hârtia și s-a dus un elevator din ăsta, cum se numește, care ridică greutăți și s-a dus undeva în hală, o hală imensă acolo. Și din fund așa am văzut o cutie mare pătrată, așa, din lemn, cu lemne așa. Și venea, aia era mama. Părinții când pleacă, nu e un lucru ușor pentru nimeni. Pentru nimeni. Când îți pleacă părinții, sprijinul se duce. Nu mai ai un razem pe ce să te... Cui să-i spui? N-ai cui să-i mai spui. Părinților tăi îi spui într-un fel și celorlalți care te înconjoară îi spui altfel. Acolo e descărcarea la părinție. Așa e. Și tatăl meu venise din America cu maica mea, fusese la sora mea. În ce an era? 94. Lângă apartamentul nostru era o garsonieră liberă, am închiriat-o. Și s-a dus să ia pâine. Îi plăcea dimineața să ducă să ia pâine. Și s-a întors și a spus, punându-ți șanurile la pantofi, tata era foarte ordonat. Eu nu sunt, dar tata era... pantalonii puși pe umeraj, totul, haina. A fost militar? Da, a fost militar. A făcut războiul. A, tot, în sensul toată, ăsta, dar da. Profesie, ce profesie a făcut? Avocat. A și, practicat? Da, până la 23 august, când l-au dat afară, pentru că a fost considerat că a băgat comuniști la închisoare, că, mă rog. Și a stat pe tușe o perioadă de timp, până când, în fine, a găsit un post de jurisconsult la o fabrică de bere. De unde? La Turnul Severinul, de unde m-am născut și unde era casa noastră. Spune era că au dărâmat. Deci tata a ordonat, deși era rău, asta e secvență cehoviană, așa e, și-a scos era... pantofii, da. Și și-a pus șanurile. Mi s-a povestit, pentru că eu nu eram acasă atunci. Și mi-a povestit mama. S-a și? Așezat în pat și i-a spus, mama, nu mă simt bine. Și a căzut, a leșinat, a... dat într-un fel de comă și l-au dus la spital la urgență cu salvare și acolo, stând lângă pat, se spune în manuale, poate nu e așa, că aude, chiar dacă e în comă, bolnavul aude ce se vorbește în jurul lui. Și vorbeam cu el și spuneam, să te faci bine, vorbe. Și s-a trezit. Și s-a trezit și, ce faci, ca și cum n-ar fi fost nimic. Ce mă bucur, uite, zic, doamnele de aici, doamna doctor, au avut grijă, mă mulțumesc mult de tot, ce drăguț a... Îmi spunea Gigi, nu? Așa îmi spuneau acasă. Și Gigi zice, aș mânca un iaurt.
tată, stai imediat, mă duc și îți aduc iaurt. Am coborât jos, era un chioșc, deci 94, nu prea erau așa nebunii cu iaurt peste tot. Și am fugit, am căutat, n-aveau iaurt. La altul, am luat-o pe dorobanță în sus, nimic. Până când am găsit, până era magazinul Bitolia pe vremuri, acolo am găsit. Și am fugit cu iaurturile și am venit. Și când am venit la pat, era un pat gol și o lumânare stinsă. Și toți se uitau la mine și atât mi-au făcut. Așa s-a dus. N-aș vrea ca emisiunea noastră cu un actor cu har comic să fie o emisiune tristă. Vreau să vă rog să-mi dați o secvență în care să se vadă că sunteți urmașul lui Charlot. Mi-aduc aminte că la final, la Scrisoarea pierdută, venea un platou cu mititei. Și noi aveam cortină ghilotină. Și când veneau mititei acolo, le aducea din culise și aici, nu, când nici n-a apucat să se ducă cortina până jos, zeci de mâini se înfigeau în mititei ăștia și când băgau în gură și când se ridica cortina, n-apucau să o înghită. Poți rău puvăt și aia în culise mașiniște. Neatomiță, mai lasă-ne și nou. Recuzită consumabilă. Da. Dacă ar fi să alegem o altă secvență, știu că la un moment dat aveați copil mic și ați rotit, nu știu, un număr astronomic de bune. 11 femei am avut. 11 bune. Una mai proastă ca cealaltă, toate cu recomandare. Și am chemat-o pe mama și i-am zis, mamă, te rog, vino numai câteva ore, pentru că noi avem spectacol. E asta nou, nu știm ce e cu. A venit, a stat și pom am luat-o cu mașina să o duc înapoi în drumul taberei la sora mea unde stătea. Și zic, cum e mama? Mama, ce să spun eu? Eu știu. Auzi, dar știi ce nu mi-a plăcut? Că bea din sticlele voastre de apă din frigider. Alea erau sticle de țuică. Aoleu! Și s-a dezbrăcat în pielea goală și s-a întins pe mochetă. Asta așa. E bona numărul 1 sau numărul 11? Nu știu cât. Dar vedeți ce comedie s-ar putea face? 11 bone. Iar ultima era o femeie care a lucrat la tâmplărie. Era tâmplar. Avea o palmă cât o cazmă. Nu urca cu liftul la etajul 7, stătea. Nu urca cu liftul, că era frică. Lua sacul de varză, 7 etaje, îl punea în spate, venea cu el, nici nu simțeai că respiră, nicio problemă. Și ce ați avut cu ea? Era bună. Asta, ultima, a fost bună. Asta a mers până a murit. Minunată a fost. Lucra. Aveam o bibliotecă, mai mult de jumătate din cărți le-a citit. Le lua și citea. Dormea la dumneavoastră? Nu, la două case de noi. Și îi spuneam, tanti Marioara, îi ziceam, tanti Marioara, n-ai niște bani să ne împrumuți vreo 3 zile până la lichidare sau până la avans, cum era atunci? Păi copiii mei, se poate, cât vreți să vă dau? Păi dă-ne 500 de lei, 200 de lei. Păi vă dau și mai mult dacă vreți. Stam și mă gândeam, măi, de unde are asta bancă? Ia de la noi, noi și o plătim. De unde? După ce a murit, s-a dus fratele ei și toată salteaua era plină de bani. Extraordinar. De unde? Iar ea avea lumină un bec de frigider cu ăla. Și când citea? Ăla, cred. Nu se poate. Sau ziua. O saltea de bani. Ea l-a aflat sub bani și gata. Totuși, ce înseamnă să fii un actor? Cum știe un actor, nu numai ce să facă cu mâinile, vorba lui Sorescu, că zice că noi ăștia nu știm ce să facem cu mâinile, dar știe și cum să povestească lucrurile încât le vizualizezi. Știți că erau actori care atunci când făceau un personaj și le aduceau costumul, spuneau să-mi faci și buzunare. Nu știu ce să facă cu mâinile. Cu mâinile, aha. Buzunare mai ține. Ții mâinile. Să-mi faci și buzunare. Și buzunare. Capitolul pe care l-aș deschide acum cu dumneavoastră, un capitol pentru care am putea sta zeci de ore, capitolul Bulandra. Privind înapoi, ce spectacole frumoase, ce pepinieră de talente, ciulei, pintilie, ce atmosferă. Era o oază. Da. Eu când am dat concurs la Bulandra, era Toma Caragiu care dădea concurs să intre, Gina Patrichi care dădea concurs să intre, Caramitru să intre, Mariela Petrescu și Cătălina Pintilie. Și am făcut cu ea scena din Steaua fără nume, care era o alcool și Mona și toată povestea din Steaua fără nume. Și am zis, am încurcat-o după ce am terminat, pentru că
precis a fost o prostie, dar aveam asigurat promisiunea lui Toma Caragiu că dacă nu reușesc la Bulanda, o să merg la Teatrul din Ploiești, unde el fusese director și mă aranjează el să merg acolo. Și când s-a aprins lumina în sală, ca să ne spună, Ciulei plângea. Aveați 20 și ceva de ani, nu? 25. Și de atunci ați rămas fidel teatrului. Sunteți unul dintre puținii oameni din România de azi care pot să spună am văzut-o cu ochii mei pe Lucia Sturza Bulandra, care a jucat în Revizorul lui Pintilie rolul principal, Hamletul comediei Lestakov, nu știu cine a spus-o, dar a spus frumos. E un spectacol mitologic al teatrului românesc, care după câte reprezentații a fost interzis? 3 reprezentații. Doar 3 reprezentații? 3 reprezentații și am știut că se întâmplă ceva, pentru că în timpul repetițiilor mai veneau la noi de la ambasada sovietică. Ne spuneau unii, au venit unii de la ambasadă să uite și ce dacă zicea Pintilie să vadă. Stăteau la repetiții? Nu mult, dar stăteau. Știam și din partea română cine era? Lucrează. Cine era? Mai mulți. Sunteți răutăcios octogenar. Cine era? Baranga. Baranga? Da. Păi avea o funcție? Baranga? Da. Cum? Era în comitetul. Când era la defilări, era sus, lângă Ceaușescu, în tribună. După vizionare, Brad a zis, numai el a fost la vizionare, a zis, un spectacol minunat, o să aveți un succes nebun cu el, să mergeți și în străinătate. Pentru că noi în străinătate, teatrul românesc era foarte apreciat. De exemplu, când am fost cu Leon și Lena și Moartea lui Danton la Florența, a doua zi, ziarele scriau, capitala mondială a teatrului s-a mutat la București. După aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-a interzis. Mi-a dat Toma telefon. Virgile, ai citit Scânteia? Nu, ia eu o să vezi ce scrie. El era atunci secretar de partid sau da, nu? Era secretar de partid. Atunci când s-a scos Revizorul. Da. Și Ciulei era directorul teatrului. Da. Și Revizorul s-a scos la ordinul cui? Al lui Ceaușescu personal? Da, sigur, dar eu cred și mi s-a și confirmat că o contribuție majoră a avut și ambasada sovietică. Odată, la o întâlnire cu mai multe lume, a venit și Nicu Ceaușescu și m-a văzut. Și a zis, Virgile, să ții minte, nu tata a scos Revizorul, ci rușii. Să ții minte asta. Și a plecat. În orice caz, prima oară și ultima oară când s-a dat în ziar, că se suspendă acest spectacol. Pentru că spectacolul era oprite peste tot. Nu se spunea în ziar că nu se mai joacă un spectacol. Nu se juca. Venea vizionarea, spunea pac, stop, gata. Nu apărea Scânteia. Dar atunci probabil că a trebuit să se facă. Și vi se pare normal? Acum? Nu, atunci. Atunci, da. Atunci vi se părea normal. E normal. Ce să te aștepți? Ce puteai să faci ceva? Păi, gluga pe ochi, al lui Iosif Naghiu, da. Spectacol în care am cunoscut-o pe Vali, asta a fost partea bună. Pe soția dumneavoastră. Da, a venit din cei care vizionau spectacole și s-a așezat în primul rând și zic, sigur s-a întâmplat ceva, a fost o turnătorie de undeva, dar a venit ăsta, era cu soția și el stătea așa, avea niște ochelari fumurii, poate să recunoaște, și se uita așa și soția care îi spunea la ureche ceva și el doar făcea așa. Și la final, era Besoiu, cred că, director. I-a zis lui Besoiu, de mâine nu mai jucați. Și a plecat. Așa se făceau. Și ți-a anulat o muncă. Și dumneavoastră vi s-a părut normal. Păi dacă trăiam în... Ce să fac? Și ce puteam să fac? Nu jucăm? Cine să jucă? Of, Doamne, nu știți de ce vă întreb asta? Nu ca să reconfigurăm trecutul, că nu mai avem cum. Și mă gândesc, domnule Ogășanu, știți că se spune, istoria se repetă. Vă întreb, ce s-ar putea face ca structura oamenilor să fie alta și istoria să nu se mai poată repeta? Pentru că totuși, Teatrul Bulandra și oamenii de cultură atunci erau iubiți, aveau influență. Și toată lumea era împăcată cu ideea că nu avem ce face. Dar istoria se repetă. Trăim evenimentele acum. Suntem ca în anii 40. Da? O simțiți așa? Da. Istoria e plină de greșeli și le punem și noi pe ale noastre acolo. Ca să nu fie societatea atât de dresată treptat, pentru că asta spun, dintr-o lume vie, chiar și în război și după război, treptat
a fost anesteziată, a fost dresată și s-a ajuns să gândim cu toții, reflex, nu se poate face nimic. Nu, nu trebuie gândit așa, sigur că, uite, dovadă că lucrurile s-au schimbat. De exemplu, căderea Berlinului a fost un lucru extraordinar. Cine mai credea că va dispărea? Nimeni. Nimeni nu credea. Și iată că o întâlnire, a fost și un om discuial și... Gorbaciov. Da. Dar cine ar fi crezut că la atâția ani după căderea zidului Berlinului va fi război în Europa? Cine? Nimeni. De-aia spus că se repetă lucrurile. Iată. Dacă m-ar întreba cineva ce fotografie caracterizează spiritul teatrului Bulandra din acea epocă de plumb, aș alege fotografia cu dumneavoastră, Irina Petrescu și Caramitru de mână. Leon și Lena. Și în care parcă zburați. Ați fost prieteni? Da. Sunteți ca trei cosmonauți ai poiziei, ai normalității. Deci era și oarecare libertate. În stare de imponderabilitate. Da. Era libertatea artei, era bucuria artei. Sigur. În fotografie erau trei prieteni. Trecem peste Irina Petrescu, pe care o țineți de mână și care știu că v-a fost o vreme iubită. Cu Ion Caramitru ați fost coleg de grupă la facultate, da, a venit Revoluția. Da. Și ce s-a întâmplat? Că din multe prietenii s-a ales praful. Da, în asta mă gândeam. Pentru că, de pildă, an la rând, am întrebat așa, ca fapt divers, dar Ogășanu cum de nu ia premiu? Că alții mai tineri au luat pentru întreaga activitate. Ogășanu de ce nu ia? Și mi s-a spus, pentru că nu le agrează Caramitru. Da. Și eu vă întreb, dintr-o prietenie, că ați fost de la 18 ani împreună la clasa lui Beate Fredanov, ca doi frați, ce se întâmplă? Asta chiar credeți că eu sufăr că un fost coleg de al meu de grupă nu-mi dă mie premiu? Nu! Păi, în primul rând că eu, pe mine, cel mai mare premiu e publicul. Așa poate e. Să-mi dea 100 de cartoane dacă nu mă aplaud și nu, exact, mă bucur cu publicul. Numele unui actor, cota lui de simpatie, notorietatea, nu i-o dau niște hârtii, exact, dovad atâtea gale. Atunci penibile de ce s-a sufăr? În care apar tot felul de indivizi care își dau premii unii altora. Nu vorbim despre asta. Să suferim de așa ceva? Nu, nu. Dar cu luciditate, ce s-a întâmplat? Cred că a fost hotărârea lui. Bun, eu o respect. După Revoluție, treptat. După Revoluție a fost. Știm cu toții cum s-a polarizat societatea românească. Eram cel care sunt și acum. Un, adică, om serios, normal, am prieteni. În momentul în care se rupe o relație din diferite motive, în cazul de față nu știu care a fost motivul, se rupe, mergem mai departe. Am suferit când am văzut că a murit și nu m-am așteptat. Știam că e bolnav, dar chiar așa repede, chiar m-a durut sufletul, pentru că am fost colegi și lucrurile astea rămân. Dumneavoastră ați făcut politică vreodată? Politică n-am făcut niciodată. Am fost la un moment dat, în 90 și ceva, m-am întâlnit cu Adrian Năstase. Eu cu Adrian Năstase am fost vecini de garsoniere și în Dorobanț. Și ne-am cunoscut. El mai termina facultatea, eu eram la început de profesie, ne-am făcut grilaje la... era la parter, la fereastră, să nu intre hoții. Și m-am întâlnit o zi cu el, ce faci, Virgil? Hai mai vină și tu la DSR, că este... Am numai, hai mă, să mai întărim, să mai vină toți, hai, uite, să vină și Besoiu, să vină și aia, așa. Haide să punem. Și fiind prieten cu prieten, cunoscându-l foarte bine, am înscris. Când am văzut că... Ce ați făcut? V-ați înscris în PDSR? Da. Păi, vecine, dragă vecine. Scrie în ziar. Și după vreo 2-3 ani am văzut, la un moment dat, candidat Joana la președinția PSD-ului, PDSR-ului, cum era atunci. Și la un moment dat s-a întors și a zis lui Iliescu, dar tu de ce mai candidezi? La televizor. Nu știu, n-am văzut secvența. Nu, chiar, dar de ce mai candidați? Și a doua zi m-am dus și le-am dat carnetul. Dar de ce faceți asta? La revedere. Așa și-a depus Ogășanu carnetul de partid în plină democrație. M-a deranjat atmosfera, nu mi s-a părut nimic, nu sunt obișnuit cu așa. Cum să te duci? Pentru că el a înființat partidul, eu așa știu. Domnul președinte Ion Ilescu, ce cauți aici? Asta a fost, îmi sună și acum în urechi. Ce cauți aici? Chiar te întreb, ce cauți aici? De ce vrei să mai candidezi? Nu a zis nimic, că s-a uitat așa la el.
Zic, asta e treaba, așa e aici? Bine, dar pe urmă, iată că istoria s-a repetat și Joan a fost debarcat cam cu aceleași maniere, dacă da, nu mă înșel. Da, dar pe mine nu m-a... N-ați mai prins. Îmi imaginez secvența în care hotărât v-ați dus cu carnetul de partid, de PDSR, și l-ați depus. L-am pus pe masă și mi-am adus aminte de gestul ăsta. Am mai adus odată un carnet de partid, de partid comunist, de PCR, al profesoarei mele, doamna Beate Fredanov, care era ilegalistă. Și chiar pe carnetul de partid era un număr foarte scurt, 40-30, deci înainte de 23 august, asta era ilegalist adevărat. Profesoara mea era convinsă că băiatul ei, când se va naște, va purta numele de Stalin. Eu așa am să-i pun numele Stalin și am să-l fac tractorist. Să are pe... Vă spunea dumneavoastră asta? Nu, la clasă, la toți. Și a avut un băiat? Da. Și l-a făcut tractorist? Nu, l-a făcut în Australia, a plecat. În ce an a plecat? A plecat înainte de Revoluție. M-a chemat și mi-a spus, uite, du tu carnetul de partid la sector și depune-l acolo, pentru că eu plec în Germania. Și mi l-a dat și l-am dus la sector și ăia știau că pleacă. Da, zice, pleacă în Germania, lasă-l aici. Da, probabil da. Că a plecat la băiat, cum era pe atunci. La băiatul care și-a ratat destinul de tractorist. Da. Vă dați seama ce e și istoria asta? Lucrurile nu sunt foarte liniștitoare pentru nimeni în clipa de față. Aș vrea să cred că o să ne mai întâlnim la masa asta. Tare mult aș vrea. Deci, după cum o spuneți, credeți că e o utopie? Să zicem. Am uitat să vă întreb ceva. Pe Iliescu personal l-ați cunoscut? Iliescu personal când a fost o sărbătorire la Alba Iulie. Dar înainte de Revoluție, nu. Nu. Și astăzi mai sunteți fan Iliescu? Eu nu sunt fan Iliescu. Eu îl respect pe fostul președinte. Pentru că a iubit teatru. N-am văzut pe nimeni din foștii conducători să mai vină la teatru. El venea. Nu credeți că rolul în istorie al lui Iliescu a fost foarte dubios la Revoluție? Să lăsăm istoria să hotărească. Mai așteptăm. Ca timpul. Timpul vindecă. Timpul vindecă? Și răspunde. Dar adevărul trebuie să iasă la suprafață. Încă nu ești. Nu sunt eu ăla care în măsură... Nici n-am participat, nici n-am fost pe străzi, nici n-am fost în piața Revoluției. Dar în PDSR vecinul v-a dus. Da, pentru că noi am avut niște relații deosebite ca vecini. Am cunoscut părinții lui care erau în același bloc. Pe mătușa Tamara n-ați cunoscut-o? Nu știu cine e. Mătușa Tamara a apărut în presa epocii ca o pensionară din București care ar fi lăsat o moștenire spectaculoasă vecinului dumneavoastră. Nu știți? Nu. Pentru că el atunci stătea într-o garsonieră. Noi vorbim de perioada anilor 70. Noi mâncam la mama lui, care era la etajul 3 și ne făcea mâncare. Ne chema la masă. Da. Hai, veniți că v-am pregătit ceva să mâncăm. Și când ați văzut la televizor sinuciderea ratată a vecinului dumneavoastră, cum vi s-a părut ca actor? Am suferit foarte tare, pentru că știam și nu mi-am putut imagina. Dar noi n-am mai avut relații. Noi după Revoluție n-am mai... Din povestea asta, din paranteza asta tristă într-un fel, dar foarte umană, am înțeles și de ce s-a produs ruptura de Caramitru. Probabil Caramitru n-a putut înțelege cum, domnule, cum prietenul meu, colegul, tovarășul de suferință e de cealaltă parte a baricadei. Fiecare face ce vrea, gândește cum vrea, suntem într-o țară liberă. Deși părinții dumneavoastră au suferit, deși tata n-a putut să-și facă meseria toată viața, deși sora fugită în America, deși casa dărâmată, dumneavoastră, cu sufletul, ați tras totul spre altceva. Cine credea că după vechiul regim, imediat a doua zi lucrurile se vor schimba? Când astea erau înrădăcinate, 50 și ceva de ani. Cum poți să schimbi lucrurile astea așa, dintr-un buton, să întoarce o chestie? Nu se poate. Până la urmă, la noi se confundă stânga cu dreapta, nu mai există nimic. Vi s-a propus vreodată să colaborați cu securitatea? Nu, niciodată. Nici n-aș fi acceptat.
Dar n-a venit nimeni, m-a ferit Dumnezeu. N-am avut probleme deci... nici după ce a plecat sora mea să călătoresc, că mergeam cu teatru. Au fost sigur că veniți înapoi. Păi ce să caut acolo? Un actor n-are ce să caut. Ei, unii au plecat. Și ce au făcut? N-au făcut, dar poate au trăit liber. A fost opțiunea lor. Mai liber lor. Decât în teatru n-ai unde să trăiești în străinătate. Asta să speri mașini, să speri mașini liber. E frumos ce ați spus mai înainte, că ați simțit teatrul ca pe o zonă a libertății. Absolut. Știți că noi când eram studenți, aveam ore de dans. Și era o regretată Juji Badian, profesoara noastră de dans, și am rugat-o să ne învețe și pe noi twist. Era la modă în anii 60 și ceva, twist-ul era, nebunie era. Și ea a zis, chiar vreți să mă dea afară? Voi știți ce înseamnă dacă se aude că vă învăț pe voi twist? Un dans din imperialismul putred. Da, cosmopolit. Da. Și a văzut pe fețele noastre că așa regretam că nu. Da. Și zice, bine, fiți atenți. Eu vă învăț twist. Dar lecția noastră se numește mișcări ale torsului. Și am început. Și așa. Și eram fericit că ne mișcam așa, povestea, că aveam un pian acolo care cânta unul ăla. Eram fericit și povesteam asta studenților, să fiți fericiți că n-ați prins perioadele alea. De exemplu, la Răceala, lui Marin Sorescu, l-a jucat și ea foarte mult, a fost interzisă. Frumos spectacol. Da. Era regia lui Micu. Dan Micu. Și a venit, după ce s-a dat drumul la spectacol, de la Ministerul Culturii a venit un tip în scapă numele, pentru că atât de idiot era, încât chiar i-am uitat numele. Ne-a chemat la direcția acolo și ne-a zis, tovarășe, chiar noastră, pe ce lume trăiți? Pentru că în spectacol este vorba despre luptele pe timpul lui Vlad Țepeș dintre Mahomed și români. Dar ce am făcut? Păi poimâine vine o delegație de la Marea Adunare Națională din Turcia la noi, în România. Văd unii, vin și văd că vă bateți joc de turci. Of, 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 tempi passati. Dar, apropo de Marin Sorescu, un poet genial, vorba lui cine să visez să-mi dea dreptate, ministerul sau posteritatea. Și totuși, cum vă explicați că în postura de ministru, la un moment dat, după Revoluție, bineînțeles, a fost atât de dezamăgitor? Marin Sorescu era o alegere extraordinară în fruntea unui minister al culturii. Pentru că foarte multe personalități din mele au fost pe acolo. Să știți că oricine se duce acolo face o prestație mediocră. Ei nu, Caramitru a fost mai bun oricum. Mai bun. Pentru că e greu acolo. Acolo e greu. N-ai bani, n-ai ce să faci, e nebunie. Și eu am fost 8 luni de zile, am lucrat la Ministerul Culturii, la direcția teatrelor. Așa... Cine era ministru atunci? Marin Sorescu. V-a luat la direcția teatrelor? Da, pentru că zis, director? Da, și n-am rezistat. I-am spus, Marin, nu pot, mai mult de 8 luni. Nu, stau într-un birou, semnez niște hârtii și nu beau cafea și nimic. Poate el nu era făcut pentru asta. Nu era făcut, dar o dădea bine. O mare personalitate la Ministerul Culturii. Dădea bine, dacă era ajutat. A fost lucrat. Și au venit și au spus la ureche, așa, undeva pe la Cluj, vezi că nu mai ești ministru culturii. Nu se poate. Așa i-au spus. Apropo de politică, de ce am aruncat carnetul ăla. Așa se face cu foarte o personalitate. Vezi că nu mai ești, gata. A venit altul. Cine a venit în loc după el? Cine? Finul lui. De cununie? Da, care nici măcar nu i-a spus. Cine era finul lui? Am murit acum, pictorul Mărgineanu. Și nu i-a dat un telefon nașului să-i spună? Nu, a aflat de la alții, da. Dar vedeți în ce lume trăim, o lume în care nașul, invers, finul, nu-i spune nașului că urmează să ia locul. Ce scenarii shakespeariene. Multe sunt așa, e că... E greu să judeci. Din păcate, e ușor să judeci. Nici el n-a făcut nimic și așa mai departe. Mai greu e să te imaginezi în situație cum ai proceda. Credeți că Marin Sorescu a murit trist? Din cauza asta a murit, din cauza tristeții astea, a jignirilor. A suferit foarte mult, l-au făcut trădător, l-au făcut ce le-a venit în gură. Societate nerecunoscătoare și... față de un mare poet. Ce vers din Marin Sorescu v-ar veni acum în minte? Nu, mi-aduc aminte de o replică foarte frumoasă a lui. Ce este creația? Creația este o bâlbâială în fața lui Dumnezeu. Cel mai bun director al Teatrului Bulandra, care a fost?
maestru Ciulei. Și Lucia Sturza Bulandra, când trecea pe lângă dumneavoastră, ce simțeați? Că erați un puști. Trecea, ce să spun, ceva cosmic, așa pe lângă tine. Pălăria aia imensă și privirea aia, care era o doamnă. Păi ea vorbea cu Gheorghe Udeș cu Ghiță. Trebuia să-l ia pe Cotescu la armată. Și i-a dat telefonul lui Gheorghe Udeș. Ghiță, să-mi lași actorul în pace, să nu mi-l armată de premier. Da, doamna Bulanda, da, doamna Bulanda, îi spunea Ghiță. Avea ușile deschise, peste tot. I s-a trimis un tank să o aducă acasă la iarna aia din 50 și ceva, când era zăpada mare și a fost blocată în teatru. Dar Gina Patrichi, cum vă amintiți? Gina Patrichi ne-a invitat la ea acasă după spectacol. Și soțul ei era avocat. Victor Anagnoste. Victor Anagnoste, Neațunii, îi spuneam noi. Și care primea vin de la clienți, că veneau clienți la el acasă și îi mai duceau câte o damigeană de vin. Și Gina îi lua damigeana, zice, eu am prieten de seară, vin aici să mâncăm ceva și dă-mi tu mie damigeana, că tu ai treabă, du-te la tine acolo, muncește cu clienții tăi. Și vorbeam de teatru până la 4 dimineața la ea, tăiai cu cuțitul fumul, când dădeam draperia la o parte, era 5:30, era lumină, oamenii se duceau la lucru și noi nu mai terminam de vorbit de piețe, de roluri, de teatru, de regizori, de perspective, de și așa mai departe. Până la 5 dimineața. Dar nu fumați? Fumam atunci. Și când v-ați lăsat? În 1990. Cu ce ocazie? Am fost răcit și nu aveau gust țigările, aveau un gust de mucegaie ceva și am crezut că pachetul e de vină și am zis lui Bali, oare, haide să mai cumperi un pachet de țigări, că ăsta e, și ăla era la fel de mucegăit. Același gust, atunci am înțeles că e de la răceală și am zis 2-3 zile să nu mai fumez. După care am zis, ia să vedem noi care din noi este mai tare, tu ăsta viciosul sau eu care vreau să nu mai fumez, să profit. Și am câștigat. Dacă ar fi ca actor să alegeți între aceste trei, Gina Patrichi, Clodi Bertola și Ileana Predescu? Ileana. Ileana Predescu? Mare talent, oh. Și am avut noroc să o cunosc și să joc cu ea. Și dintre cele trei a fost cea mai necunoscută. Din conjuncturi. Până la urmă, în orice teatru e o mare familie. Oamenii se apropie, joacă împreună, se cunosc foarte bine. Unii au fost iubiți în alte epoci, alții au fost căsătoriți, alții s-au despărțit. Adică e o echipă artistică sudată din care n-am auzit să plece cineva, să zicem, sănătos, pe motive de amor. Sănătos, uite, sunteți dumneavoastră un exemplu. Dar până la urmă, cum funcționează o familie din asta? De teatru e o familie. Asta e fără, păi doar tocmai, și poate. Și sunt actrițe. Și să zicem, suntem, trei au fost iubitele lui Don Juan și una este soția lui Don Juan și toate sunt împreună și joacă pe aceeași scenă și se întâlnesc. N-are legătură una cu alta. Nu, ăla e rol, ăla e altceva, ăla e profesia ta. Ce legătură? Acum te înjură unul, un partener pe culoar și pe mă, când joci cu el, tu îi dai un cap în gură, nu mai joci cu el, cum îl deceri cu el, așa, și în continuare, n-ai cum. Personajul e personajul, acolo sunt alte replici, sunt vorbe, sunt confruntări între nebuni. Și pe mă, afară e altceva. Îi dai un cap. În gură. În gură. Nu, nu, nu. Cu capul în gură e mai ușor, cu iubirea e mai greu. Cu iubirea este la fel, nu e nicio problemă. Iubirile trec, se duc, rămân, e o chestie, o nebunie. Exact, despre nebunia asta vă întrebam. Cum poți să joci pe scenă, să-ți vergi ficatul și inima privind în ochi o femeie pe care știi că ani de zile ai iubit-o? Femeia aia nu e în fața ta, ea. Femeia în fața ta e personajul, e Hedda Gabler. Deci există un comutator care se sucește. Sigur că da. Butonul. Nici nu se poate. Păi cum ar fi? Pleci acasă mai bine atunci. Ați urât vreodată pe cineva în scenă? Am urât, nu pe cineva, am urât indisciplina, superficialitatea, oameni care nu sunt concentrați când lucrez cu ei, îi vezi că se uită la public,
nu e atent, nu încasează, când actorii încasează unul de la altul, din privire te încarci. Era maestru Ciobotărașu și era un actor, venise din provincie și venise acolo și juca cu el și spune, bă, ce te uiți la pantofii mei, mă? Uite-te la mine, nu e aici. Și venisem proaspăt din facultate și făceam exercițiile de dicție înainte de a intra în scenă. Și aveam un exercițiu dintr-o poezie, toamna, târziu, noaptea cu lună, cum vâjâie codul și geme și sună, poezie lungă și care trebuia să o spui pe o respirație, pe respirația diafragmatică. O pagină jumătate o spui pe o singură, trage aici și pe mă spui, toamna, târziu, noaptea cu lună, să duce asta încet, 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 să faci prin exercițiu. Și făceam asta și maestru Ciobotărașu intra în scenă cu mine, eu eram aici, la Livada și... Puneam în ce toamna târziu, noaptea cu lună, cum vâjâie codul. Și el așa a auzit-o, s-a uitat așa la mine, s-a întors. Toamna târziu, noaptea cu lună, iar s-a uitat. Și când a intrat, s-a deschis ușa și când a înainte de a intra, a făcut... Asta a fost toată încălzirea. Atât. Părerea mea este că a sta lângă un mare actor, și slavă Domnului că am avut atâția în Bulandra, erau împuști. Asta e un mare noroc. Îl vezi cum face. Eu, de exemplu, la Pintilie, la Dale Carnavalului, unde eu n-am jucat, 30 de repetiții am stat în sală să-i văd, să-l văd pe Pintilie cum lucrează, actorii cum lucrează în sală. Am stat apas să învăț. Ce frumos spune Caragiale la un moment dat, zice, teatru bun e ăla unde joacă actorii bine, nu unde se pun piese bune. Mare dreptate avea. Partea grea la tinerii actori este că ei nu mai au ce aveam noi înainte, siguranța că suntem lăsați în teatre. Automat, după ce trebuie terminam... Trebuie să se descurce. Ei trebuie să se descurce. Sunt și mulți, se calcă pe picioare. Teatrele n-au locul multe, au puține. Și atunci, oriunde mai continuă să mai spere în această profesie și să o facă, alții abandonează, fac altceva și se pierd. Pentru că un actor... Dacă timp de 2 ani de zile, după ce a terminat facultatea, nu joacă, se autodistruge. E terminat, pentru că el crede că nu e bun, că n-are nimeni nevoie de el. Și atunci își pierde încrederea în el. Se scurge. Deci un actor trebuie să joace, chiar dacă joacă în prostii, să zicem, chiar dacă face reclame. În prostii, în prostii, de ce? Pentru că alea se fac. Aia, dacă ai tăria să nu te bagi în așa, și eu am fost invitat în prostiile astea la televizor și nu m-am dus. Să-și facă profesia, dar pentru asta nu trebuie să stea în București, nu trebuie să aștepte că, vezi, dragă doamne, peste 10 ani o să le iau un teatru în figurație și du-te în provincie, că e loc. Studenții mei care m-au ascultat și s-au dus în provincie, sunt oameni deja care joacă, care au case, s-au căsătorit, au o stare bună, nu sunt... Nu bat trotuarul pe aici să facă o reclamă. În general, eu nu am alergat după roluri, să vreau să fac rolul cu tare, nu. Am vrut la început și... V-ați dat seama că nu e bine. Că sufăr dacă nu reușesc să nu mă înțeleagă. Ești într-un teatru sunt alte priorități în timp aia, nu că cineva are ceva cu tine, da? Se pun alte piese, alte regizori care vor alte spectacole. Atunci am lăsat ca lucrurile să curgă de la sine. Vă pregătiți cu minuțiozitate rolurile, sunteți genul conștiincios și care noaptea, pregătește. Stă noaptea, ridică, vorbește singur. De-aia spun că orice actor trebuie oriunde să fie prezent, pentru că nu știi când ai nevoie de un politician veros. Cum îl faci? Cine vine să-ți spună la ureche? Nu. Să-l cunoști cum cunoști părinții tăi, trebuie să-l cunoști personajul. Cum vorbești de sora ta, imediat o ai în față și poți să spui despre ea orice. Așa trebuie să vorbești de Hamlet. Ați fost un Malvolio excepțional. De unde știți? Din cronici. Așa se zice. Pe Malvolio cum l-ați defini? Era așa un fel de... spion caghebist, să zic. Cam așa era, care urmărea tot, specula tot, îi se părea foarte periculos. De exemplu, în Turandot, privirea am luat-o de la Papa Ioan, care a murit, care mergea foarte aplecat, dar ochii erau vii. Ochii papei erau vii, erau... În contrast cu corpul lui, care era adunat, obosit, mersul greoi, dar aici privirea era vie. Părea așa la distanța, asta e un ramurit, dacă îmi privea, te îngheța. Interesant. De exemplu, la Mahomed al II-lea, la Răceala, am văzut o stampă
într-o istoria Turciei. Mahomed al II-lea aici avea o floare, aici, la butonier, la halatul costumului, o floare. Asta a fost cheia rolului castraților. Rupere, cum poți să spui la unul, decapitați-l, mirosind o floare, omorâți-l. Ce frumos de asta. De la floarea aia mi-a venit și ăla a fost punctul care mi-a făcut rol. Nu iubesc regizorii care spun stai pe scaun. Mie trebuie să-mi explici de ce stau pe scaun. Că trebuie să am o motivație ca să stau pe scaun. Deci sunteți genul de actor incomod. Dacă asta înseamnă incomod. Sau mă rog, viu. Executant. Aveți naturelul simțitor. Da, nu pot să fiu adică, executant. Adică n-am cum. Nu vă supuneți ca o plastilină. Nu, nu. Ci vreți să fiți nici nu lucrez, nici logic. Nu lucrez cu asemenea regizori. Cel mai apropiat de cine ați fost? Din toată breasla? De Valeriu Moisescu și Cătălina Buzoianu. Erau momente în care cu Pintilie mă contraziceam. Eu mă contrazic cu regizorii pentru că în felul ăsta ajungem împreună la un numitor comun. Ați făcut față la o ceartă cu Pintilie? Ea chiar îi plăcea ce îi spuneam. Dar dacă nu executai perfect după aia, și a doua zi poate erai mai obosit și nu erai la temperatura aia, te întorcea de 100 de ori. Nu trișa. Nu te ierta. Tot timpul te ținea în hături. Extraordinar. Din păcate, vedeți ce e în teatru, moare. Efemer. Știi cum se numesc ziarele în limba greacă? Cum? Efemerida. Da? Da. Asta e arta actorului până la urmă. Actorul moare cu generația. Așa e. Asta e ciudat și n-am putut înțelege niciodată în teatru ca spectator. De ce cu același text, aceiași actori, aceeași regie, există seri divine în care temperatura urcă și e ceva incandescent și aceeași scenă, buf, sunt seri în care scena e jos și temperatura se nu zice urcă. Că nu vine Dumnezeu. Nu știu, e ca o centrală termică stricată. Nu, cum pentru vă că niciun spectacol nu e la fel de la o seară la alta. E același spectacol, e altul. Și cum vă explicați? Pentru că e alt public, e altă stare, pentru că e viu totul e viu, nu e o mașină. Sunt seri în care te ridică public, ai impresia că poți să faci ce vrei cu publicul, că îl poți muta oriunde. Mulți munți, ești peste, ești extraordinar. Numai că, din păcate, lucrurile astea sunt rare. Dumnezeu nu vine în fiecare seară. Dar când vine, este o nebunie. Ce profesie îngrozitoare! Dar ce superbă! Da? Aș face-o de 1000 de ori.